Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai aplaudă cineva la aterizare, de exemplu? Ce obicei frumos era și nu știu de ce. Nu mai sunt ropotelele frenetice. Da. Nici nu prea s-a mai zburat în ultima perioadă. Băi, nu, și nu eram doar noi românii, să știți. Mai aplaudau și alții. Mai aplaudau și bulgarii, aplaudau. Cursele de București și erau italienii. Spectacol. Adică da. n-atingeau pista decât așa ușor și începea, era ca la congres. Aplauze. Da. Era chiar la congres, dar se aplauza, era foarte frumos. Eu nu mă... Îți plăcea, a? Da, serios, și eu am aplaudat. Ura! Nu strigam ura. Dar aplaudam, am aplaudat și nu știu de când și de ce a devenit asta o chestie așa jenantă. Că acum e jenant să mai aplauzi la aterizare. Pe puțin, dar de ce să se aplaude? Că nu, eu n-am înțeles niciodată de ce aplaudau aterizarea. De ce să nu aplauzi? Ți se pare normal să zbori într-un tub de aluminiu la 10.000 de metri înălțime cu 700 de kilometri? Pilot, se pare normal, nu? Pilotul ăla s-a pregătit pentru chestia asta și a fost și plătit. Da, dar crezi că e ca șoferul de taxi? Adică e același lucru? Bravo, dar cum ar fi să aplauzi pe șoferul de taxi că păi, parchează? Tocmai de asta nu-l aplauzi, mă, pe șoferul de taxi, că ce face șoferul de taxi poate să facă aproape oricine. Nu vă supărați, da. Treceți aici, pe dreapta. N-auzi, mă, că șoferul de taxi poți să faci și tu? Ia un avion. Poți crezi? Să pilotezi un avion? Nu, dar nici taxi nu cred că sunt în stare să fac. Nu ești în stare să faci taxi? Eu, la cum conduci, cred că da. Te-am văzut cum. Pe bine, mă, atunci șoferi. Românește, normal era să-i bage un plic pe sub ușă. La plecare. Pilotului. La aterizare, după ce vedeți, a reușit mă? Operația. Nu-i la plecarea din avion, am vrut să zic. La plecare, da. Cât un pliculeț pe sub ușă. Șeful, mulțumim, te băi, pup, să știți, pă... Mie nu mi-e frică de avion, am zburat o mulțime, n-am nicio problemă cu asta, dar eu cred în ceea ce se spune în lumea aviatică. Orice aterizare din care scap cu viață este o aterizare reușită. Așa e. Totuși, pe bune, adică suntem în cer, la 10.000 de metri înălțime, zboară la 700 de kilometri pe oră, pe cuvântul meu, poate dar să meargă o grămadă de lucruri. El aterizează, ai văzut că el de fapt aterizează de la câțiva metri. Da. N-aterizează chiar de sus. Și doar acolo e partea manuală. Păi acolo este maestria. Că ăla pe sus zboară singur, automat. Zici? Pilotul se culcă. Știi? Serios. Uite, săptămâna trecută m-am întors din Peru, s-a aplaudat. Uite, nu poftim. Foarte mulți, dar au aplaudat, ne spune Violeta din Timișoara. Am crezut că tu te-ai întors din Peru. Nu. Eu vreau să mă duc în Peru. Da. Nu știu cum să fac. Nu schimba subiectul. Dar acum dacă nu se mai aplaudă, nu știu dacă are rost. Da, uite, Luca poate să-l piloteze, dar la aterizare nu mai aplaudă nimeni. Asta este. Bine, pe de altă parte, nici n-am văzut vreodată vreun pilot. Eu sunt curios, piloții, ce părere au, dacă lor le place sau nu le place, sau dacă aud că au căști de pe urechi și vorbesc asta, cu turnul, cu nu-mi asta dau seama. Asta ar fi chiar culmea, să deschidă ușa la un moment dat și zic, băi, da, mai tăciți odată, că nu mă deranjează, dar nu aud ce zice turnul, mă, liniște, că nu se înțelege. Mie îmi place când începe capitanul să vorbească cu pasagerii. Mereu am senzația că la un moment dat se plictisește, adică are câteva minute de, și acum ce fac? Și deschide microfonul și începe. Da. Bună ziua, sunt capitanul Costel. Da. Zburăm, o să zburăm. Zburăm la o să fie un mic front atmosferic, undeva în apropiere de Tirana. Aia e foarte bun, pe mine mă liniștește. Da. Textul pare a fi preînregistrat, că autoritățile așa. Merge cu 800 de kilometri la oră. Dacă vă merge unul cu 801, să-mi spuneți. Toți merg cu 800. Păi îți spune viteza standard. Acum ce vrei să spun? Asta zic. Dar pe vremea când încă se mai putea intra în cabină, dacă ar fi după 2001, după 11 septembrie, nu se mai intră în cabină, s-au blindat ușile, nu știu. Pe vremea aceea, înainte, dacă aveai prieten un pilot sau știai pe cineva sau te împrietenai cu stewardesele sau cu stewardii, puteau să te ducă în cabină. Și am zburat odată în cabină, în cabina unui, cred că era un Airbus ceva de genul ăsta, de la București la Istanbul. Și am văzut, e mișto, dar într-adevăr, la un moment dat încep să plictisească băieții. Problema a fost că la apropierea de aeroportul Atatürk, că pe vremea aia s-a aterizat pe Atatürk, în Istanbul, era aglomerație mare. Și pilotul zice, stai că ne pun în așteptare. Și că zice, e ora de prânz. Se uita, zice, acum e ora de prânz, ăștia sunt toți la șaurme, la cocoreci, la alea, și pe noi ne învârt. Și într-adevăr, 40 de minute ne-am învârtit așteptând să aterizăm. Și știi cum se face? Și l-a pus pe ăla pe învârtit. Da, l-a pus pe învârtit, mă, frate. Avion. Avea un... a programat și avionul se învârtea singur și din când în când turcul de la turnul de control îi spunea, mai coboară 500 de metri. Uh-huh. Și avea un potențiometru, mă, literalmente un potențiometru, cum dai tu volumul mai tare sau mai încet în mașină, râc, 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 veneau și avionul făcea, cobora 500 de metri. Deci spectacol, spectacol, extraordinar. Ieri am aterizat la Frankfurt, perfect, fără aplauze, capitanul o femeie. Bine, nemții sunt și mai reci așa. Misogin, frate, cum să nu aplaudi? Dar zi, mă, n-ar fi frumos să implementăm asta și în trafic?
asta cu vorbitul capitanului, să-ți vorbească șoferul de... Păi la noi oricum îți vorbește șoferul de taxi. Păi nu, dar să-ți vorbească la modul ăsta. Ca șoferii oricum vorbesc. Stimate client, avem trafic aglomerat astăzi. Da, mă, nebunule! Așa! Așa! Hai că stă în căscuță! Da, mă, nebunule! Așa! Hai, mă, să păpuni! Bine, tu oricum vorbești cu taximetriști. Nu mă, nu, dar să spună date de-astea. Vom rula cu o viteză medie de 12 km la oră. La destinație aglomerată, îți spun că am trecut prin zonă mai devreme. Da. Tu vorbești cu taximetriștii? Dar cum? Despre? Vrei să mă duc? Vezi că dacă ne ducem în discuția asta, m-a luat capul cu ăștia, cu ride-sharing-ul, că anulează curse. Băi, ăsta, deci Luca a urât. Fiți atenți, dragi taximetriști. Aveți un fan, Luca este devotat pe viață. Pe da. Viață este. De pe vremea când de-abia apăruse ideea de Uber, de nu știu, nu e ride-sharing, e ride-hailing, ceva, nu contează. Whatever. De pe vremea aia, Luca a urât întotdeauna. Dragi uberiști, dacă îl vedeți pe Luca... Fugiți. Fugiți. Da, și ne-a combătut. Băi, da, știi de ce? Mie mi-a plăcut întotdeauna profesionistul, domnule. Taximetristul e șofer profesionist. Îi spui unde să te ducă și știe să te ducă. Șoferul de Uber... Pe mai multe căi. Da. Dacă nu are aplicație, e nenorocire. Și cu aplicație, de multe ori, dacă îi dai o mică eroare, te duce, te învârte aiurea. Și acum, mai nou, sunt foarte supărat cu anulatul de curse. Da. Deci, vine, în 6 minute vine mașina cu tare. Stai, te uiți la telefon, îți zice că în 14 minute și îl vezi pe ăla că merge în direcția... Și am aflat care e șmecheria. N-au... Deci sistemul le alocă automat cursele, da? Șoferilor. Da, mm-hmm. Și nu le plac și asta e și dacă refuză... dacă nu le place cursa, da, dacă refuză au dreptul prea multe... să refuze nu știu cât într-un interval de timp un număr finit de curse, așa 3 e. Sau ceva. Aha. Și atunci îi fac de-astea. Am pățit de 2 ori concret acum recent. Da, mă, hai, refuză tu și pierzi da, și bani. Da, pleacă în direcția altă și tu-l vezi că se îndepărtează. Și la un moment dat îi scrie, el nu-ți răspunde și anulezi tu și eventual te mai și taxează tot pe tine. Taxează, da. Așa este. Asta pe e o porcărie. Când la taxi, tati, cât costă atâta? Scrie pe ușă, uh-huh. Vine... Da, sunt avantaje și dezavantaje, într-adevăr. S-a mai și curățat tagma, că într-adevăr erau probleme în taximetria. Da. Cu... S-au dus la ride-sharing. Da. Și s-ar putea. Mă rog, eu nu am probleme, n-am mai probleme de foarte multă vreme. Ultima problemă pe care am avut-o cu un taximetrist la Otopeni, dar era un taximetrist de ăsta, de ceva de Ilfov, care a fost acolo, realmente nesimțit. Realmente nesimțit. A fost atunci, m-am certat. Ce nu mai mi se întâmplă de obicei, eu sunt foarte cam. Azul a fost la început când a apărut Uber-ul prima oară, știi că era aia, că puteai să-l chemi oriunde și să te ducă cât vrei tu, 200 de metri, era treaba ta. Plăteai, acum nu mai merge. A ajuns exact cum era odată taximetria. Dacă nu le convine cursa, nu e cursa suficient de lungă, nu sunt banii suficient de buni. Da, ia mai fi... Stai în stradă. Ia, Zaf, mai fi tu un pic pilit. Zine ceva de Uber. Nu pot să vă mai zic, nu. Vă mulțumim pentru mesaje și pentru aplauze, dacă aterizăm și noi cu subiectul. Eu am crezut că aplauzele la prima dată, am crezut că sunt ca să te trezești din somn, să se trezească aia care adormă în timpul zborului. Tu dormi în avion, nu? Eu dorm în avion. Luca, da. Dorme în avion. Eu dorm, eu n-apuc decolarea. Păi ce, urăsc pe ăștia doi. Pleacă motoarele de la torsul ăla, eu... Deci îi urăsc pe ăștia doi, dorm în avion, este ceva îngrozitor. Eu mă frec pe toate părțile, nu pot să... Nu închid un ochi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.